Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acesta este canalul meu. Am 12.300 de urmăritori și 2.000 de video. Aici mă găsiți cu ultima toate rețeta rețetele. Este rețeta de urzici ca la mama acasă. Vedeți? Deci a fost publicată ieri. Eu vă aștept și pe canalul de YouTube dacă doriți să-l vizitați. Apoi am publicat săptămâna aceasta și mucenici, așa cum nu ați mai făcut. Sunt mucenici în două culori. Eu am pus sfeclă roșie, dar puteți înlocui foarte bine și cu cacao dacă doriți. Aluatul este făcut cu chefir. Aici am mucenici copți pe baie de abur. Deci nu i-am băgat la cuptor, i-am copt doar pe baie de abur. Și să vedem ce mai avem aici. Aici avem rețeta la sosul bechamel, care se face foarte ușor. Toate rețetele sunt făcute pas cu pas. Aici avem mărțișoare comestibile, am făcut niște sărățele cu brânză de burduf. Aici avem mucenici pentru perioada postului, deci mucenici de post. Ia uitați, am făcut și mărțișoare dulci, ghiocei. Și am făcut și de dulce și de post aceste mărțișoare. Aici am rețeta la panna cotta. Vedeți? Așa arată. Se lucrează foarte ușor. Eu am decorat-o cu frișcă. Și rețeta la pâine. Pâine de casă. Aici avem uleiul de urzică. Deci cum folosim uleiul de urzică. Deci mucenicii fără cuptor, gogoși. Acesta este canalul meu. Aici un șef italian care a gătit midii și paste cu scoici. Aici uleiul de urzică, care este foarte bun, vedeți, pentru artrită, pentru păr, pentru reumatism. Eu fac și săpunuri la rece și sunt foarte, foarte, foarte bune. Aici avem și covrigei cu susan și cu brânză sărată. Și cu făină de orez, dar puteți folosi și făină albă sau făină integrală. Aici avem turte coapte în tigaie cu cașcaval. Apoi avem halvaua. Să încercați această rețetă, să vedeți, este minunată. Aici avem gnocchi din fulgi de cartofi, deci cartofi cu făină și cu nou. Și sunt foarte buni cu sos. Aici cozonacul. Acesta este ultimul cozonac făcut din serie de rețete de 20 de cozonaci. Ce mai avem aici? Rețeta de pască cu brânză de vaci. Aici avem biluță cu ricota, cocos, nucă, ciocolata albă. Sunt în jur de 2000 de rețete. Aici am fondant făcut din marshmallow, unde am îmbrăcat un tort și am făcut aceste flori. O idee de mic dejun cu iaurt, nucă și măr. Aici vă arăt cum am făcut aceste flori din fondant. Să știți că se lucrează foarte, foarte bine. Aici avem o cremă de mascarpone. Aici v-am arătat cum se face fondantul. L-am făcut în direct pe TikTok. Aici avem chifteluțe în sos de roșii. Aici un aluat de cozonac. Și dacă v-a rămas cozonac, puteți prepara o prăjitură foarte bună. Sau sărățele. Rețeta la sărățele cu brânză, nelipsite de sărbători. Aici avem colagen natural pentru riduri, deci este o cremă pentru riduri și tenul îmbătrânit.
Aici eu vă colind, deschide ușa creștinei. Aici un cozonac făcut cu fistic, un deliciu. Să-l încercați să vedeți ce bunătate. Aici vă sorcovesc. Acestea sunt publicate în decembrie. Aici acum prepar aroma pentru cozonaci. Eu o fac din mandarine cu zahăr și dă o aromă foarte bună la cozonaci, la prăjituri. Aici vin colindătorii. Aici parfum de sărbătoare și facem turtă dulce. Am două rețete de turtă dulce, una făcută pe foc, unde avem două copturi, una pe aragaz și una în cuptor. Sau mai am o rețetă de turtă dulce, făcută doar amestecăm ingredientele și băgăm la cuptor. Așa, ia uitați. O cremă pentru riduri. Aici avem rețeta la rahatul de casă. Și ca să obțineți această rețetă foarte, foarte bine și foarte bună, siropul trebuie să fie legat foarte bine. Dacă nu-l fierbeți bine și nu este legat, deci în momentul când luați între degete, să se lipească degetele. Deci trebuie să fie legat foarte bine și să vedeți ce rahat bun de casă. Îl puteți face și cu căpșuni și cu orice fel de fructe doriți. Eu aici l-am făcut cu cacao și cu portocale, dar puteți să-l faceți cu ce doriți. Aici am făcut un chec doar din albușuri. Aici am un cozonac, un aluat, unde am făcut tot la fel din două culori. Și aici am pus un sirop de cireșe sau un lichior de cireșe, acum depinde ce preferați. Ia uitați, o ruladă de carne cu șunculiță pe deasupra, umplută cu spanac și cu ouă. Aici covrigei, cornulețe cu fistic. Aici un alt cozonac foarte bun, cu 10 gălbenușuri și cu lapte. Să știți că acest cozonac se menține foarte bine și o săptămână, două proaspăt. Aici un pandișpan foarte pufos. Aici avem halva sau nuga. Nuga, mai bine zis. Aici avem foile cu miere, foi fragede cu caramel. Aici tot nuga cu miere. Aici avem pateuri sau trigoane. Cum v-am spus, am peste 1000 de rețete, deci în jur de 2000. Aici fursecuri cu 7 arome. Am făcut un singur aluat și apoi l-am împărțit în 7 și la fiecare bucățică am adăugat câte o aromă. Aici încă o rețetă, tot la fel, am făcut ca să, cum facem fondantul pentru îmbrăcat torturi. Aici fursecuri, foarte, foarte bune. Aici fursecuri de post aveți. Aici avem fondantul de cofetărie, deci e umplut cu nucă. Bomboane fondante, sunt delicioase. Aici avem panna cotta, aici aveți rețeta la fondantul de cofetărie, pas cu pas. Deci foarte multe rețete sunt făcute în direct cu voi. Aici am două rețete de cozonac de post, deci cel cu borș în stânga și cel cu portocale cu mandarine în dreapta. Sunt și umplut cu ciocolată. Acesta este umplut cu ciocolată și acesta doar cu cacao. Așa, aici avem rețeta la Pandoro. Deci eu am și în italiană și în română. Aici un delicios chec în două culori. Este îmbrăcat cu ciocolată albă și cu ciocolată neagră pe deasupra și apoi dat cu fistic. Aici avem faguri cu ciocolată. O prăjitură cu bostan și cu nuci, un deliciu. Aici turta dulce, cum vă spuneam, acea făcută
doar amestecând toate ingredientele și băgăm la cuptor. Aici clere aperitiv, umplute cu Philadelphia și cu ceapă verde. Aici, ia uitați, am decorat aceste fursecuri cu ciocolată. Aici am pus și aluatul la fursecuri. Ia uitați, aici avem într-un singur video crema de fistic, crema de mascarpone, crema cu unt, crema cu ananas. Le-am adunat pe toate într-un singur video. Și găsiți aici, le avem și separate, vedeți crema de ananas, fiecare în parte. Aici avem rulouri cu cremă. Aici ce mai avem? Aceasta este prăjitura de post cu măr, deci este rețeta cu paharul. Aici rețeta doar la cozonacul cu borș de post. Vedeți, le am și separate, cozonacul de post în două culori cu ciocolată umplut. Aici avem cremă cu unt și lapte condensat. Aici am făcut o prăjitură fără zahăr și fără făină, în formă de brăduți. Aici avem foi cu miere de albine, deci făcută prăjitură cu ciocolată și foile sunt cu miere. Aici avem pâine cu spanac, deci este făcută în două culori, deci cu spanac și simplă. Aici rețeta la savarine. Sunt identice cu cele care se mâncau odată în cofetărie. Deci cine o să încerce rețeta la aceste savarine, sunt delicioase. Aici cozonac făcut tot cu voi indirect. Au durat o zi întreagă să facem acest cozonac. Am început de dimineață și am terminat seara. Mi-au ieșit doi cozonaci, babani, babani. Aici cum am lucrat acel fondant făcut cu bomboane marshmallow. Vedeți, am făcut două truse machiaj, ruj. Ojă. Aici avem cornuri pufoase. Aici de la Sfânta Parascheva din Iași. Aici avem fondantul. Aici cu dafinul sub diferite forme. Eu am făcut și ulei și săpun și ceai și creme și unguiente cu acest dafin. Să știți că este foarte, foarte, foarte bun. Și vă sfătuiesc dacă aveți dureri de oase, dureri, orice fel de dureri, să faceți ceiul și să beți. Este foarte bun. Eu îl folosesc, fac câte o cură de o lună. Aici am săpunul cu dafin realizat la rece. Aici am chifle sau pâinică făcută cu morcov. Deci de obicei se face cu bostan, dar eu am pus morcovel și a ieșit un deliciu. Aici doar din trei ingrediente am făcut aceste brioșe cu ciocolată, banane și nucă. Aici, dacă vă plac gamberii, așa i-am preparat. Aici avem și puternic antibiotic natural sau băutura aurie. Să știți că este bun. Și să mergeți să vedeți această rețetă. Este foarte bună pe timpul rece când suntem răciți. Aici crackers cu semințe din floarea soarelui. Aici am fost în Italia și am intrat într-o încăpere unde se schimba totul. Este superb în interior. Aici, dacă vă place mămăliga, am două rețete cu mămăligă, mălai, cum vreți să-i spuneți. Una făcută dulce, deci acestea din stânga sunt brioșele cu mălai și cu lămâie. Și aici avem umplută cu sos ragu și cu ouă. Un deliciu! Aici am două rețete făcute cu banane, nuci, cacao și crackers cu semințe. Biscuiți cu ciocolată, nucă, stafide. Aici acum se face uleiul de avocado, care este și acesta foarte bun. L-am făcut tot în direct cu voi, să știți că se face foarte ușor. Aici am o rețetă de vinete și dovlegei cu parmezan la cuptor și rețeta la baclava. Am încercat să le adun. Aici aveți prăjitura cu alba ca zăpada.
Alături am pus și rețeta doar la foile de la Alba ca Zăpada, fursecuri făcute în două culori. Deci din această rețetă de la această crostată am făcut și fursecurile care mi-au rămas. Aici avem rețeta la ciocolata plastică, deci ca să putem decora torturi și prăjituri și se menține cât mai mult timp și o puteți și colora. Aici avem rețeta de cozonac cu smântână și cu aluat opărit. Ia uitați, rețeta la cozonacul cu aluatul opărit. Așa, aici avem covrigei integrali cu brânză sărată. Aici avem friptură de iepure, aici în dreapta. Și aici avem cotlet copt în sare. Deci luăm cotletul și punem într-o tavă de copt. Punem, umplem pe jumătate cu sare, punem cotletul, acoperim cu sare și apoi băgăm la cuptor. În jur de 50 de minute și să vedeți ce bunătate o să aveți. Aici avem plăcinta mea cu brânză dulce și cu magiun de prune. Sunt delicioase ambele. Aici avem prăjitura boema și înghețată cu cafea. Aici avem o prăjitură cu foi, cu caramel și este umplută cu smântână și nuci. Rețetele mele, să știți că sunt simple, simple, simple. Așa, eu nu petrec foarte mult timp în bucătărie. Aici avem tortul televizor sau prăjitură, aveți rețeta. Eu l-am făcut în formă de tort. Avem prăjitura cameluța. Avem prăjitura Rocher Cam, aia este aceasta de aici, aceasta este prăjitura cameluța și aici avem o prăjitură cu portocale. Eu am numit-o Arancio Cami. Să știți că este un deliciu, este un pandișpan pufos cu un ganaș de ciocolată. Aici avem cornulețe. Ia uitați, aici am patru rețete de biscuiți cu ciocolată. Aici avem biluțe Rocher. Aici avem cu broccoli și cu cărnați o plăcintă. Aici o plăcintă cu spanac și cu ricota. Ia uitați, rețeta la faguri. Așa, aici avem o rețetă de cozonac împletit cu miere de albine. Și un cozonac tradițional cu nucă. Așa, ce mai avem noi aici? Biluțe umplute cu cocos și date prin ciocolată. Și aici biluțe cu cireașă în interior și cu cocos. Aici avem rețeta la panetone. Dacă vă place panetonele. Aici avem înghețată de ananas, de kiwi și de pepene galben. Așa, aici avem cozonacul cu rahat, panetone, aici trei rețete de tort cu fistic, căpșun și banane, așa, aici tortulețul brad, acesta este cu fistic și cu căpșun. Rețetele sunt foarte simple, aici rețeta la pandișpan, la biscuiți zebrați, la madlene sau brioșe cu lămâie, ia uitați, aici avem și rețeta la plastilină sau pastă de modelat, este făcută cu bicarbonat pentru copii. Deci o faceți și copiii în casă, se pot juca și nu este toxică. Aici avem mini crostate cu Nutella și cu dulceață. Aici avem dulceața de mure, culese de mine. Avem aici o pâinică foarte bună, avem trigoane și o pâine cu mazăre. Aceasta este pâinea cu mazăre. Un deliciu. Aici avem prăjitura cu ciocolată și foile cu miere. Aici o tartă cu cireșe. Aici avem foi cu miere și cu făină integrală am făcut, dar puteți face și cu făină albă. Și crema este cu ricotă. Vedeți, așa arată. Aici avem săpun cu aloie realizat la rece. Astăzi m-am hotărât să vă arăt canalul meu de YouTube, ca să-l cunoașteți mai bine. Aici, cum fac uleiurile din plante,
Deci am făcut și ulei din toporași, din coș de portocale, coș de lămâie, din dafin, din aloie. Am foarte, foarte multe uleiuri, se fac și la cald și la rece. Le găsiți aici pe canal. Flori din ciocolată, aici sunt lalele, în această formă din silicon. Așa, aici am făcut un calculator, vedeți? Un laptop, mai bine spus, realizat din fondant. Fondantul cu ciocolată, deci cu cacao. Aveți rețeta. Aici aveți înghețată de lămâie. Aici avem o crostată și vursecuri cu nuci și cu nuci din dulceața de la nuci, cu Nutella. Avem un fondant de cofetărie și în interior am umplut în loc de nuci, cum ați văzut, de fondante, am umplut cu semințe de floarea soarelui. Dacă ați ști ce bunătate a ieșit. Aici avem clătite cu spanac și ricotta în sos de roșii și acestea sunt delicioase. Aici avem ganajul de ciocolată care se face cu ciocolată albă, unt și cremă. Deci cu ciocolată albă, unt și frișcă. Deci este o cremă pentru să pun toate cantitățile egale. Aici fondant. Vedeți cum am decorat câteva torturi. Ia să vedem câte îmi dau. Adică atât am pus, am să vă mai arăt. Să vedeți cum decorez. Aici am un puternic unguent pentru dureri cu hrean și cu ulei de eucalipt. Aici avem o negresă cu fulgi de ovăz și banane. Aici avem o cremă de față cu ulei de avocado. Aici lalele de ciocolată. Cremă de gălbenele. Deci am făcut tot în direct, am făcut și această cremă de gălbenele. Unguent cu hrean și ceară de albine. Aici o dulceață, o crostată cu dulceață de prune. Aici avem rețeta la un aluat moale și pufos pentru pâine. Blat făcut din bostănei, din zucchine, ca să-l umplem cu brânzică sau cu ce dorim și facem aperitive. Aici avem cozonacul cu 10 gălbenușuri și lapte bătut. Aici cum se prepară glazura regală ca să decorăm brioșe și biscuiți. Aici avem o negresă cu fulgi de ovăz, cu banane, am pus și ghimbir și miere de albine. Aici cum preparăm dulceața de nuci verzi, dulceața de agude. Așa, aici cum conservăm frunzele de vie pentru mai mult timp. Tot în direct am făcut și această rețetă, este făcută în grădina bunicilor. Aici la țară, cu păsări. Așa, aici fondant. Aveți rețeta cum prepar fondantul cu cacao. Toate, majoritatea sunt realizate în direct cu voi. Aici aveți rețeta la această prăjitură arancio cami, care este cu un blat umed făcut cu zeamă de la portocale și un ganaș de ciocolată. Aici o prăjitură super, super, super pufoasă, umplută cu cireșe. Aici avem o tartă cu spanac și caș de oaie. Aici avem rețeta la un aluat fraged pentru tarte. Rețeta la fondantul din marshmallow. Așa, aici am rețeta. Din nou am pus-o cremă. Ia să vedem. Aici avem un chec cu ulei de cocos și cacao. Aici avem brioșe cu ulei de cocos și cacao. Ia uitați, pâine cu spanac. Deci avem pâine în două culori. Deci am împărțit aluatul și am făcut și cu spanac și simplu. Aici avem crostată, este făcută pentru mămica mea, Aneta, cu ricotta de ziua ei. Aici avem pârjoluțe din cârnăciori, zucchine cu cartofi prăjiți și o omletă de zucchine. Aveți trei rețete în acest video. Aici avem fursecuri cu Nutella și dulceață. Aici am sărbătorit atingerea celor 10.000 de abonați pe YouTube.
Aici cornuri cu făină integrală. Ce mai avem aici? Tot fondant. Secretul pentru a avea un blat pufos de tort. Acest blat este făcut cu zahăr brun. Și să știți că a ieșit o nebunie de blat. Aici avem gogoși cu miere de albine și nucă și făină integrală. Aici este tortul meu de ziua mea, făcut cu acest blat brun. A ieșit minunat și foarte, foarte bun. Aici avem o pastă de măsline gata în 5 minute. Aici avem coșulețe pentru aperitive sărate cu făină integrală, dar le puteți face și cu făină albă. Covrigei cu făină integrală cu 7 cereale. Aici covrigei cu nucă și făină integrală, deci am introdus nucă în acești covrigei. Aici avem colac împletit în 4. Coșulețele sărate umplute cu brânzică Philadelphia. Aici avem rețeta la o pască. Eu am făcut loc de brânză de vaci cu ricota și am pus și grâu fiert în interior. Este rețeta de la pastiera care se face în Italia. Aici avem rețeta la maioneza de post. Aici am forma luată de pe Amazon de la oul de Paște ca să facem ouă de ciocolată și apoi le umplem cu ce dorim. Și aici cozonacul cu smântână. Acesta este cozonacul care rămâne moale, moale până se termină. Este o rețetă super, super, super. Aici avem o ruladă de carne în crustă. Aici avem o rețetă la ou savarină. Aici avem o rețetă de colomba de cozonac italian de Paște. Este, vedeți cât este de pufos. Este umplută cu caise uscate. Aici ce mai avem? Rețeta la pastieră. Aici am făcut de Paști fursecuri decorate cu glasă reală. Și am făcut puișori, iepurași, uitați ce fursecuri frumoase. O să facem și anul acesta. Aici avem sandwich cu ouă umplute și sfeclă roșie și spanac. Aici pască cu brânză, stafide și ciocolată. Să știți, am 4 rețete de bască. Sunt bune, bune, bune. Aici avem drobul de miel. Unguient pentru dureri articulare. Brioșe cu ciocolată și cu cireșe. Așa. Dacă vă uitați, uitați, au crescut dublu din formă. Vedeți cât au crescut? Este o rețetă și aceasta foarte bună. Aici avem prăjitura cu mere de post, care se face cu paharul. Deci cântărim totul cu paharul și apoi împărțim în 3. Aici avem omletă cu spanac și lipii. Ce mai avem aici? Avem pizza cu păstramă de pui, măsline și cașcaval afumat. Aici o altă rețetă de cozonaci. Cum v-am spus, am 20 de rețete de cozonaci. Fiecare cozonac are rețeta lui. Aici gnocchi cu un sos ragu. Ce mai avem aici? Fursecuri de post. Așa. Aici pe Amazon, produse. Aici din 2 ingrediente am făcut pâine cu in. Deci este făcută doar din albușuri și semințe de in. Un deliciu. Aici avem o rețetă de post de tort de ciocolată. Mucenici cu nucă umpluți cu Nutella. Și parizer de casă. Aici am 2 rețete de parizer. Aceasta din stânga este parizer tradițional și în loc de gelatină eu am pus picioare de porc ca să obțin acea gelatină. Deci le-am fiert. Și aici este parizer făcut în pungă, copt în pungă. Acesta este pus în sticlă de plastic și s-a întărit în acea sticlă, dar aici am copt în această pungă pe foc, într-o oală cu apă,
Și apoi, ca să facem acel șoc termic, punem imediat când scoatem din acea oală, o să punem într-o oală cu apă cu gheață. Și să vedeți ce bunătate este, este un deliciu. Aici avem pizza margherita, pizza clasică italiană, mini eclere cu frișcă și cu Nutella. Aici avem crackers, biscuiți de post cu ceapă. Ia uitați, de post mărțișoare, cum vă spuneam, sunt făcute cu apă de năut. Vedeți, mărțișoare. Aici avem lasagna, deci am făcut sosul ragu. Ia să vedem ce s-a ridicat aici. Avem sosul ragu și mi s-a deschis. Să vedem ce mi s-a deschis aici. Să închidem. Deci, cum am spus, avem lasagna făcută, foile sunt făcute din clătite, deci nu sunt foi din paste. Sosul bechamel cu mozzarella și sosul ragu. Aveți rețeta și la sosul ragu aici pe pagină, pe canalul meu de YouTube. Coș de eclere umplute cu ceapă verde și brânzică Philadelphia. Mărțișoare dulci pentru cei dragi. Acestea sunt de dulce. Aici avem două rețete de cozonac. O singură rețetă de cozonac, dar făcută în două, cozonac umplut tradițional, așa, și făcut în formă de pandoro. Aici avem cozonaci cum n-ați mai încercat până acum, deci este o rețetă super de bună și aceasta. Aici avem mucenici de post umpluți cu nucă, brioșe. Aici aveți rețeta la parizer, le-am și separat, cu carne de porc în pungă. Rețeta este făcută pas cu pas. Aici avem niște gogoși cu praf de copt. Aici avem lipii. Un mic dejun cu iaurt, cu mere, nuci și mandarine. Aici pentru transpirație un foarte bun unguent făcut cu salvie, cu frunze de salvie. Rețeta la parizer. Vedeți, cu picioare de porc am pus. Ia să vedem dacă se vede, să vă arăt un pic din cu țelină, cu morcov, cu ceapă și un pui întreg am pus. Așa. Aici avem clătite moi, tot așa făcute live, împreună cu voi. Tot live, unde vedeți live, rețetele sunt făcute în direct cu voi. Pieptul de pasăre cu ghimbir și garnitură de păstăi. Aici avem madeleine sau madeleine. Madeleine. Aici avem pâinici coapte pe abur. Sunt bune, bune, pufoase. Dacă știți ce bune sunt, aici avem antibioticul nostru natural. Aici avem fursecuri cu 3 ingrediente. Aici avem rulada noastră în crustă. Aici cornulețe și le-am și îmbrăcat în ciocolată. Aici cu brioșe cu 3 fără făină, cu 3 ingrediente. Aici avem rețeta la tiramisu. Aici avem un tort făcut din eclere. Aici fursecuri făcute și cornulețe cu aluat fraged. Aici avem rețeta la aluatul fraged. Aici acum preparăm aluatul de foietaj cu drojdie și facem cornuri pufoase, pufoase. Fondantul din bezele. Aici avem cozonacul cu rahat. Eu l-am împletit așa și vedeți ce frumos l-am făcut. Aici avem un blat umed cu lămâie. Bomboane umplute și pastă de mandarine, două rețete aveți aici. Aici aperitive cu piept de pasăre și ceapă verde. Aici aveți rețeta la cojile pentru eclere. Aici un tort la minut cu blat dintr-un ou și cremă mascarpone. Deci când nu aveți timp, imediat îl faceți. Aici de sărbători am făcut o pâinică în formă de brad. Aici avem sărățele în straie de sărbătoare,
fursecuri asortate pentru sărbători, ia uitați, bomboane, fursecuri în fondant de cofetărie, aici aveți rețeta la fondantul de cofetărie, cozonac fără frământare, brioșe cu mentă și cacao, aici bomboane cu nucă în fondant de cofetărie, turta dulce, aici aveți crema pentru față cu, și corp cu mușețel. Aceasta este baza, să vă uitați la video și să vedeți, este baza tuturor cremelor. Și eu am pus și mușețel, dar puteți pune și salvie, și rozmarin, și mentă, și tot ce doriți. Aici avem rețeta la prăjitura camelia cu foi caramel și cremă de nucă. Cu nucă este un deliciu, se topește în gură. Aici avem o negresă de post, făcută așa într-o formă, așa ca un, o spirală. Așa, ce mai avem aici? Cozonaci cu smântână și această rețeta este făcută, nu am scris, dar este făcută în direct cu voi. Aici avem ciupercuțe, conuri de brad, tot așa făcute întregi, care nu se umplu, le dăm doar cu nucă pe deasupra. Aici avem coșulețe fragede cu nucă, aici salata de vine, te vedeți coșulețele. Aici ce mai avem? Crostată cu fistic, sărățele. Ce mai avem aici? Aici fursecuri, paleuri cu mentă. Aici o altă rețetă de cozonac cu aluat opărit. Aici avem biluțe cu ricotta, cocos și nucă. Aici o crostată cu Nutella, budincă cu bostan și o băutură cu curcuma și ghimbir. Sunt trei rețete într-un video. Aici avem Nutella, un sandwich cu Nutella. Și acesta este tiramisu, cum îl fac eu. Este un deliciu! Așa, aici sunt cozonacii mei. Aici avem un tort cu mascarpone și cu cireșe amare în interior. Aici vă arăt cum se prepară laptele de migdale. Aici avem pâine acordeon aperitiv. Deci este făcut cu... Și este făcută pâinica și facem biluțe și fiecare biluță o umplem cu salam și cu brânzică Philadelphia și le punem una lângă cealaltă și apoi punem într-o tavă. Aici avem zefire făcute cu mere și cu scorțișoară. Aici avem colțunari sau tortellini, biluțe cu nucă și cu prune uscate. Aici avem un tort de ananas, o cremă de ananas foarte, foarte bun. Aici avem o prăjitură cu ricotta, este făcută live. Bulci cu lapte și unt coapte pe abur. Clătite cu făină albă și... Clătite dulci cu făină albă și sărate, pentru că am făcut cu făină de orez, am făcut și dulci și sărate. Aici avem un cozonac simplu, făcut doar cu albușuri. Aici avem un mic dejun sănătos, un aluat fraged cu smântână, ia uitați, fursecuri. Aici avem un blat rapid pentru torturi. Nu mi-a ieșit poza foarte, foarte bine, dar să știți că este foarte bun acest blat. Aici avem săpun 100% natural cu lavandă, realizat prin metoda la rece. Cum am spus, eu fac și săpunuri, și creme, și unguente. Aici un tort făcut cu acest blat. Este un tort făcut pentru o fetiță, Sofia. Un tort simplu. Este foarte, foarte, foarte bun. Aici să pierdem în greutate dansând pe malul mării. Aici avem biscuiți cu fulgi de ovăz și fructe uscate. Cum am spus că aveți în jur de 2000 de rețete pe canalul meu de YouTube. Aici aveți și cum se face laptele de cânepă. Este foarte hrănitor, cum am scris, și bogat în omega 3. Să-l faceți, să vedeți ce bun este.
Vedeți, aici avem tortul așa și aici și lapte de migdale și am făcut și un iaurt cu fructe uscate cu magiun de prune. Găsiți și rețeta la magiun. Un iaurt cu nucă, in și zmeură. Aici avem pâine fără făină. Iarăși am apăsat. Avem pâine așa cu fără făină, cu semințe de in, curcuma și cu ghimbir și cu făcută cu albușuri. Aici avem fursecuri cu lapte condensat și alune de pădure. Aici avem spumă de cafea, care se poate pune în cafea sau putem pune peste prăjituri. Aici avem un aperitiv cu măslin și salam picant, o salată cu piept de pasăre și păstăi, cartofi și ouă fierte. Aici avem dulceața de mure, deci mure culese de mine. Aici avem biscuiți cu banane, nuci, cacao și mac, fără zahăr, fără făină, ouă, unt sau lapte. Deci doar banane, nuci, cacao și mac. Aceasta este crema la baza, crema de bază pentru față, corp și mâini. Să încercați această cremă. Și ca să obțineți această cremă, să nu se taie, pentru că o să batem și o să mixăm apa cu uleiul. Deci, temperatura la aceste două ingrediente trebuie să fie aceeași și la apă și la ulei. Că dacă nu au aceeași temperatură, se taie. Temperatura la aceste două ingrediente trebuie să fie aceeași și la apă și la ulei. Că dacă nu au aceeași temperatură, se taie. Deci nu se leagă. Și o puneți în frigider și se menține chiar și jumătate de an. Aici am rețeta la tiramisu. Acesta este tiramisu fără ouă. Deci pâinica cu două ingrediente, ia uitați, așa arată, vedeți? Și aici avem brioșe. Sau mini prăjituri. Ia uitați. Aici am făcut o salată cu mozzarella, măsline, morcov, sos, roșii, ceapă, porumb, rucola, semințe. Vedeți? Aici avem plastilină făcută de casă pentru copii, de modelat cu bicarbonat de sodiu. Aici avem o prăjitură la pahar cu iaurt, banane și ciocolată. Aici avem rețeta la panna cotta, care este un delicio. Aici avem un tratament anti-îmbătrânire pentru îndepărtarea ridurilor, o mască cu aloe. Aici să vă arăt și clătite umplute cu spanac, păstrămioară și brânză topită. Eu fac cu ce am în casă. Așa, avem pârjoluțe din fasole cu ouă umplute. Aici aveți o rețetă. Aici avem covrigei cu ceapă verde, cu bulion, deci sunt cu roșii uscate, cu origano, cu curry, deci să mai multe arome. Așa, ia uitați aici ce bunătate. Un alt mic dejun, iaurt cu semințe de bostan, cu semințe de in, cu semințe de susan, cu semințe de floarea soarelui. Un deliciu! Aici avem săpunul cu aloe, realizat la rece. Aici avem o budincă din griș, super cremoasă. Este făcută în două culori, deci partea de jos cu cacao și apoi umplută cu dulceață pe deasupra. Aici avem clătite fără cântar, cum le fac eu acasă, și ies moi și pufoase. Aici avem o mască pentru păr mătăsos și lucios. Așa, crackers de semințe. Aici avem mască pentru ten uscat gras și mix, făcută în casă. Budincă de chia cu sirop de cireșe. Așa, înghețată cu ciocolată cremoasă. Aici vă arăt și vă spun cum am slăbit eu 10 kg mâncând sănătos. O salată de orez. O rețetă rapidă care se face. Aici avem săpunul cu aloe. Nu, săpun de casă cu salve. Făcut prin metoda la rece. Aici, împotriva durerilor musculare și articulare, un unguent făcut, este foarte bun și acesta.
Aici avem înghețată cu lămâie, banane, smântână și lapte și servită cu sirop de cireșe amare. Aici o pâinică cu cartofi dulce și parmezan. Aici avem prăjiturele cu prune uscate, alune și nuci. Săpun cu salvie și ceară de albine realizat la rece. Aici avem înghețată de caise. Un deliciu. Acum și vine vara și o să facem. Cartofi cu pârjoluțe. O rețetă bună, 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 bună. Aici avem o plăcintă cu urdă, mărar și ceapă verde. Înghețată de harbuz. Avem aici, ia uitați, înghețată de harbuz. De pepene roșu. Și aici avem bostănei sau zucchine umplute cu sos de roșii, înghețată de lămâie. Așa, aici avem înghețată de ciocolată. Aici am înghețată din fructe, deci banane, portocale, banane, lămâi și pere. Aici avem pâine cu lapte, super moale, așa, fără cuptor, făcută pe abur. Aici avem înghețată de pepene galben. Aici avem înghețată de fructe. Aici cum facem pastele proaspete în casă. Înghețată de ciocolată cremoasă. Aici avem cum conserv eu coaja de lămâie pentru prăjituri. Aici avem biscuiți umpluți cu Nutella. Săpunul de dafin realizat la rece. Așa. Aici am filmat în grădina bunicii acum un an, doi, au fost foarte, 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 foarte multe prune. Deci curgeau copacii de câte prune erau. Aici avem înghețată de căpșuni și cappuccino. Aici avem un chec cu Nutella, vedeți așa ca un verme. Aici un aluat universal pentru chifle, pâine, pâine, pizza. Ce mai avem? Aici avem un ceai miraculos. Cum v-am mai spus, este un ceai de dafin. Îl puteți bea, faceți o cură de o lună de zile și faceți pauză, apoi repetați să vedeți ce bine o să vă simțiți. Aici ce mai am? Înghețată cu ciocolată și cu ricotta. Aici am unguentul pentru dureri cu dafin, ulei și eucalipt. Un colăcel cu Nutella, simplu. Aici avem rețeta cum o fac, cum fac eu socata. Așa, aici avem Iașul meu frumos. Uleiul de avocado și ceai de slăbit. Pârjoluțe cu carne de vită. Ce mai avem noi aici? Mic dejun cu iaurt și semințe de chia. Ia uitați, varză fără carne și omletă de zucchine la cuptor. Deci o putem și umple. Aici am făcut o cremă de arahidi tip Nutella. Este foarte, foarte bună, se face foarte ușor. Ulei de nalbă. Puteți face. Aici avem o prăjitură în 5 minute la pahar, care se face rapid, rapid. Aici o mască de față cu acid hialuronic și colagen, un smoothie, mango și ananas. Aici am o colecție de imagini cu rețetele mele. Aici am rețeta cum se prepară untul de arahide, înghețată de căpșuni și banane și înghețată cu iaurt și portocale. Aici avem o salată de orez negru cu avocado și piept de pui. Aici, cum v-am mai arătat, mămăligă umplută cu sos ragu și cu ouă. Așa. Aici am tot așa mălai sau mămăligă, cum vreți să-i spuneți, cu lămâie, sunt brioșe dulci. Aici avem budincă de chia cu banane, mentă și ciocolată. Aici avem fursecuri cu banane și cu făină de orez. Clătite cu făină de ovăz și banane. Ficăței la grătar am făcut și o omletă.
Aici avem borș de pui. Așa. Aici am făcut, sunt, după cum vedeți, ziua 3, ziua 4, o săptămână. Am făcut rețete pentru a slăbi. Și aici am făcut ziua 3, borș de pui cu tăieței de casă, ardei capia cu ton, portocale cu ulei de măsline. Deci să intrați să vedeți. Aici avem ziua 4, ravioli cu cicoare, salată de quinoa, un ceai. Vedeți? Ia uitați. În ziua 5, brioșe cu morcov, tortellini cu sos de roșii, mozzarella cu roșii, ceai. Le aveți pe toate aici. Dacă vreți să slăbiți, încercați. Ziua a doua, chefir cu semințe de chia, rulouri de zucchine, salată de zucchine. Aici aveți rețeta la pâine din hrișcă și semințe. Așa, aici ce aveți? Ziua întâi, unde am făcut un ceai digestiv, o salată, o înghețată și pâine fără făină, făcută din hrișcă. Vedeți, fursecuri, aici o prăjitură făcută din cozonac, deci dacă vă rămâne cozonac, ia uitați ce puteți prepara. Se topesc în gură cornulețe, fursecuri, ia uitați, puișor, vine paștele și pâinică făcută în formă de chifle, așa în formă de puișor. Prăjiturile făcute din cozonacul rămas de la sărbători. Aici am un cozonac aperitiv făcut cu brânză sărată. Drobul de miel, ce mai avem aici? Ia uitați, pâinică în formă de miel și culinte. Aici avem, suntem la un grătar. Aici o pască foarte bună, așa. Și încep rețetele de cozonaci, vedeți? Cozonacul a luat-o părit. Aici avem strudelul cu mere și strudelul cu spanac. Aici am făcut de Paște într-un an un tort. Așa, puișori aperitiv sau iepurași aperitiv foarte buni pentru Paște. Așa, ce mai avem? Cozonac, vedeți, aici aveți separat și pâine miel într-o formă de mieluț. Cozonaci cu nucă. Aici v-am invitat într-o zi la o cafea. Aici avem o colivă. Brioșe aperitiv. Vedeți, brioșe aperitiv, aici avem sărățele, aperitive, ia uitați, cozonac, aici avem de post, o prăjitură de post, foarte bună, făcută cu apă de năut, ia uitați, tot de post un albuș fals, aici rețeta la pască cu aluat de cozonac care este bună, 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 bună. Aici aveți fursecuri de post. Aici aveți pancakes. Aici cum se macină porumbul. Am vrut să vă arăt cum măcinau bunicii mei. Ia uitați. Pentru păsări. Așa. Ia uitați, pentru sărbători chifle făcute în forme de puișori, un tort din negă, făcut un tort ecler, aici ceaiul din frunze de dafin, aici brioșe cu sfeclă roșii, cornuri cu Nutella, rulouri, aperitive, ce mai avem? Ia uitați, paste făcute în formă de trandafir, cozonacul de post, aici de 1 pe 8 martie, aici avem lasagna cu ragu, cea tradițională. Aici paste tăieței făcute în casă cu nuci, miere de albine, îmi făceam mica mea. Aici avem mucenici sfințișori de post, ia uitați, așa arată. Mimoza, tort mimoza cu ganaș de ciocolată, ia uitați. Mucenici sfințișori umpluți. Aici ce avem? Rețeta originală la sosul ragu. Puterea plantelor în ulei, rețeta pentru 20 de mucenici, aici avem o crostată mărțișor, aici avem o
La matematică, cine dorește, am și exerciții făcute la matematică. Dacă îmi lăsați mesaj cu exerciții, eu vi le rezolv și vă ajut pe cei care au copii până în clasa 8-a. Pâine de casă împletită în 6 este o bunătate. Aici avem niște fursecuri biscuiți cu ciocolată. Aici am o pizza făcută cu sos de roșii și origano. Și cea verde este cu usturoi și pătrunjel. Aici avem o pâine împletită și vă arăt cum se împletește ca să aibă aceste bucle frumoase. Ce mai avem aici? Fursecuri dintr-un singur aluat și cu arome diverse. Aici cremă de unt. Ia uitați, să pun cu ulei de lămâie. Aici formule la matematică și să calculați. Pâine coaptă în pungă. Tainele, uleiurile făcute în casă, să pun curzică cu miere de albine și ulei de cocos. Aici la cules de urzici. Ia uitați. Aici și matematică, ia uitați exerciții. Acesta l-am făcut eu. Așa, aici avem gogoși. Ia uitați. Un aluat universal. Ce mai avem? Ia uitați, eu am luat universal aici, matematică. Un chec doar din albușuri. Ia să vedem, ia uitați. Să pun cu cimbru prin metoda la rece. Ia uitați, și acest exercițiu l-am făcut eu. Așa, exerciții la matematică, simple pentru copii. Ia uitați, crostate, clătite. Și acesta l-am făcut eu. Așa. Aici am început cu matematica. Ia uitați, aici avem un tort cu ghimbir, sărățele, cozonaci. Vedeți? Și cum pun eu carnea la congelator. Vedeți? Eu o pun, o tai feliuțe și o punem pe hârtie. Să vă uitați să vedeți. Și când am nevoie, îmi scot doar o singură felie, cum se vede aici. Deci nu se lipesc unele de celelalte. Eu așa pun. Aici avem rețeta la cozonaci cu smântână, nucă și multe, multe stafide. Sau dacă doriți, puneți rahat. Aici pasta de mandarine, cum fac eu aroma pentru prăjituri. Ia uitați, bomboane de pom. Ce mai avem aici? Așa, cozonaci. Am să dau, ia uitați. Turtă dulce făcută în formă de globuri pentru sărbători. Așa, ia uitați. Caise, piersici făcute și în formă de banane, de căpșuni, de strugure, de pere. Tortul făcut în formă de brad. Aici avem un cozonac cu aluat opărit. Aici am o cremă pentru umplut fursecuri cu nucă sau cu alune. Aici un tort cu ghimbir, tortellini, paste, ia uitați, vedeți? Așa, am să încerc să dau un pic mai repede, ca să le vedeți. Aici și iașul meu, ia uitați, plăcintă cu brânză, aici tort. Așa, bomboane umplute cu lămâie, mentă și aromă de portocale. Așa, păstăi. Laptele condensat, cum se face laptele condensat în casă. Salata de biuf. Aici ce mai avem? Bomboane braziliene, tort, sărmăluțe, griș cu lapte și dulceață, ia uitați, turtă dulce, mini checuri, săpun cu lămâie, uitați câte sunt, torturi, vedeți, tort umplut cu bomboane. Așa. Am să dau așa un pic mai repede. Ia uitați, chifle. Aici aveți magiunul de prune, rețeta. Aici chifle cu umplute, cu brânză și apoi unse cu usturoi și cu pătrunjel. Ia uitați, plăcinte umplute cu brânză de burduf. Aici avem un fel de crostată, deci un aluat de crostată și cu dulceață de trandafiri. Un tort nesuleț, mini pavlova. Ia uitați, pâine, savarine la tavă,
cum se prepară omleta perfectă, cremă de bezea elvețiană, sărățele cu semințe de floarea soarelui, ia uitați aici, supli, pârjoluțe din orez, carbonara, sarmale, tort nesuleț, clătite, ia uitați câte avem noi aici, biscuiți, tratament pentru păr, lucios și mătăsos. Așa. Și acestea sunt toate rețetele. Așa, că s-a întrerupt. Așa, avem pârjoluțe, prăjiturele cu cacao și ricota, cum se prepară o ruladă din carne, tort de înghețată cu lămâie și cireșe. Aici avem cafea frappé, mâncări rapide, crostate, ia uitați, cornuri, rulade, salate, umplutura pentru sarmale, plăcintă cu ceapă și cartofi, sirop de nuci verzi, dulceață din caise, tort savarină, aici avem pește orată al fornul cu patate, deci pește cu cartofi la cuptor, clătite, vedeți, sarmale, piersici, cum facem cojile pentru înghețată, așa, coșulețe, cornete, ia uitați, salată de vinete înghețată din fructe, aici avem păstăi, varză cu costiță, iepure, friptură, musaca de carne, ouă cu ceapă și măsline, vedeți câte rețete, așa, prăjitură fără coacere, pască cu fără aluat și cu zmeură, ia uitați ce bine arată. Bostănei la cuptor sau dovlegei, cum vreți să-i spuneți, înghețată fără zahăr. Așa, ia uitați, înghețată din fructe, savarine, chifteluțe în sos de roșii, înghețată cu mentă și ciocolată, brioșe cu mentă, anghinarea, șnițele suculente din piept de pasăre, nuci, brioșe aperitiv, săpun cu lavandă, ia uitați, biscuiți cu ciocolată, cornulețe. Ia uitați ce pască bună. Aici paste cu usturoi ardei iute și pătrunjel, cozonaci, pufăși cu lapte bătut, cu lapte opărit, cu aluat opărit. Ia uitați, prăjituri, așa, checuri, pârjoluțe cu piure, cozonacul de post, ia uitați, biscuiți de post, file de cod în sos de roșii, pască, eclere. Acestea sunt rețetele mele, ia uitați, pandișpan, aveți, ia uitați aici, cozonac cu cacao și aceasta este rețeta la luat, umplut cu nucă de cocos. Așa, eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc multă, multă sănătate și acesta este canalul meu de YouTube. Aici am un tort făcut cu alune și cu sfeclă roșie, un tort catifia roșie. Este un deliciu, n-ați mai mâncat așa ceva până acum. Ia uitați, prăjitură cu dulceață și cacao, multe, 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 așa. Vedeți? Acesta este canalul meu de YouTube, cu fel și fel de rețete. Vedeți turta dulce? Ia uitați! Turte, salam de biscuiți, paste, cremă, plăcinte, rulouri,
sunt gata. Cornete. Ia uitați ce frumusețe. Acestea sunt rețetele mele. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube. Cum am spus, am în jur de 2000 de rețete, de la dulci la sărate și nu numai. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup dulce și ne vedem și mâine dimineață să facem o rețetă în direct. O zi frumoasă, la revedere și multă sănătate!